căci în numele Domnului Iisus Hristos ți-a arătat dragostea față de noi și în această după masă. Ne-am strâns la oaltă în acest loc de închinare, nu să facem altceva sau spectacol, ci vrem să glorificăm numele Tău mare și măreț. Vrem să slăvim numele Tău, Cel ce ai creat cerurile și pământul. Ne-ai creat și pe noi, ba mai mult ne-ai iubit atât de mult, că L-ai dat pe Domnul Iisus Hristos, pentru păcatele și fără de legile noastre, pentru ca oricine vine la Tine să nu moară, ci să aibă viață. În această seară, în această după-masă, aici, în acest loc, sunt suflete apăsate, Te rugăm, lasă lângă ele. Sunt suflete încercate, Te rugăm să rezolv problema. Sunt suflete care stau la încrucișări de drumul și nu știu pe care drum să meargă. Doamne, le arată-ne Tu drumul pe care să meargă. De aceea Te rugăm să binecuvintezi orice suflet prezent în acest loc. Tu n-ai respins pe nimeni, ci în dragostea Ta de Tată, așa Domnului Iisus, Fiul Tău pe vin, ai chemat la Tine pe toți cei ridici și coborați. Te rugăm și în această seară, lasă pacea în fiecare inimă, poate sunt inimi tulburate, lasă pacea Ta, Doamne. Poate sunt trupuri bolnave, lasă vindecare, pentru că Tu ne-ai creat și Tu ai putere de a vindeca. Poate sunt suflete care sunt atacate de duhuri, Te rugăm, adu-i liberare, Dumnezeule. Și în această seară să mergem din locul acesta, binecuvântați de Tine, Doamne. Te rugăm să binecuvintezi pe robii Tăi, care vor cânta, care vor vesti cuvântul Tău. Iar noi cei ce ascultăm să fim oameni înțelepți, de a nu respinge chemarea pe care Tu o faci, de a ne întoarce de la căile noastre, de a accepta curățarea inimii noastre prin sângele Domnului Iisus Hristos și de a Te urma până la capătul vieții. Amin. Lăudați să fie numele Domnului. Aș vrea ceea ce urmează să ne binecuvântăm unii pe alții numele Domnului. Se duceau cu alte mijloace. Copiii de astăzi au o imaginație foarte bogată și asta pe mine îmi face să înțeleg că ca să-i captez pe ei, trebuie multă înțelepciune. Consider că este unul dintre cele mai mari daruri pe care pot să-l primească și să-l dezvolte părinții și nu numai părinții, ci și noi tinerii și bătrânii și copilașii. Și mă rog în această seară Dumnezeu să ne dea un duh de înțelepciune. Ne bucurăm de toți care ați venit, în mod deosebit mă bucur de prieteni, dar și de frați și de surori. Când suntem în familie și vin alți prieteni din altă parte și bineînțeles că cei mai dragi ți-s frații și surorile, că pe ei iubești sânge din sângele tău și sângele apă nu se face, dar cumva le oferi mai multă atenție, mai mult timp prietenilor. Noi prețuim toți prietenii, toți frații din toate confesiunile și vă spunem un bun venit și Dumnezeu să o binecuvânteze. Am vrea această seară, așa cum spunea omului Dumnezeu Iacov, în momentul în care Dumnezeu l-a surprins printr-o revelație,
descoperindu-se în locul acela când era doar un fugar și a zis, eu cu adevărat n-am știut că Domnul este în locul acesta așa și nu în seara aceasta să pot spune când te vei duce din casa Domnului Betel cu adevărat, n-am știut, dar Domnul este în casa aceasta, mărit să fie numele Domnului. Vă salutăm pe toți prietenii în numele Domnului Iisus Hristos. Bineînțeles, îi salutăm și pe cei de pe Facebook. Dumnezeu să-i binecuvânteze și să-i mântuiască. Și vrem în această seară să ne bucurăm în mod deosebit de Domnul nostru Iisus Hristos, lăudați să fie numele Lui. Ne bucurăm de asemenea de prietenii noștri care au venit, Cosmin Pașca, de să știți, este frățiorul meu, prietenul meu și cu echipa, cu frații noștri, cu Cosmin, s-a schimbat puțin formula, dar cred că Dumnezeu este Cel care le cârmuiește și le organizează toate lucrurile într-un mod desăvârșit. Le spunem bun venit și Dumnezeu să le dea har în slujire în seara aceasta. Ne bucurăm în ultimul rând de fratele slujitor, de fratele presbiter Alex Păduraru, care este de asemenea prietenul meu. El este din Timișoara. Dumnezeu să-i dea har în seara aceasta. Când vă duceți în Timișoara, nu ocoliți Biserica Poarta Cerului. Și mă rog ca în seara aceasta fiecare dintre noi să spunem cu adevărat Domnul este aici. Aici este o scală înălțată la cer care, pe care se coboară Îngerii lui Dumnezeu. Pentru că Îngerii voștri spunea Domnul Iisus Hristos, văd purul fața Tatălui. Asta înseamnă că cel puțin fiecare om are cel puțin un Înger care contabilizează fiecare lucru din viața lui. Dumnezeu este în spatele tuturor acestor lucruri. Lăudați să fie numele Lui. Am vrea ceea ce urmează să le dăm loc fraților noștri, să laude pe Domnul cu două, trei cântări, cât le pune Domnul pe inimă. Apoi ne bucurăm de asemenea de tinerii care laudă neobosiți fiecare seară pe Domnul. Și mă bucur să vedem din nou, chiar dacă dimineața a fost puțin amărât, noi am văzut aici pe toți. Dar în seara asta Dumnezeu să-i binecuvânteze și să-i dea har să cânte spre slava Domnului. Ei vor cânta, apoi vom continua și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Betel, casa nouă, pe lângă biserica frumoasă, sunteți și dumneavoastră foarte frumoși. Și mă rog ca, dincolo de toate acestea, puterea lui Dumnezeu să fie în noi în fiecare. Mă simt bucuros să fiu din nou cu dumneavoastră. Eu deja mă simt ca și acasă aici. Dar îmi doresc din toată inima, dincolo de ceea ce simțim noi cu oameni, îmi doresc din toată inima să simțim că Duhul Dumnezeu este prezent aici. V-am mai spus și repet, dacă aveți mari pretenții de la noi, veți pleca poate dezamăgiți de aici. Dar este unul care nu ne dezamăgește niciodată, este Domnul Iisus Hristos. De aceea vrem în seara aceasta să-i dăm toată cinstea și gloria. O formulă nouă în seara aceasta nu pentru că am schimbat trupa, ci pentru că am intrat într-o situație destul de complicată, au avut niște probleme acasă. Și în seara aceasta am cerut ajutorul unor frați și prieteni extraordinar, fratelui Sami Sordan, care este la orgă. Domnul să-l binecuvinteze, este membru al trupei Geneza. Vă și recomand să invitați pe băieți aici, cântă foarte frumos. El a hotărât în seara aceasta să vină să slujească cu noi. Domnul să-l binecuvinteze. Îl avem și pe fratele Eugen Bonas. El de asemenea este un prieten al meu și le-am mulțumit și le mulțumesc că au ales să fie în seara aceasta aici la părtășie cu noi. Sami este de-al nostru, saxofonistul nostru, Domnul să binecuvânteze. Ăștia suntem noi, dar mai important ca noi este Dumnezeu. Și sunteți voi că sunteți aici și El vrea să ne mântuiască, slăvi să fie Domnul. Deci ea, prima cântare vorbește despre un lucru extraordinar și vreau să-ți dau o veste mare. Ai valoare în ochii lui Dumnezeu. Asta e important. Și Lui pasă de tine și dovada a dragostei Lui este că și-a trimis Fiul să moară pentru păcatele noastre. Iar Psalmul 42 este o recomandare pentru seara aceasta. Știm Psalmul 42 cum începe? Cum dorește? Îl doriți pe Dumnezeu în seara aceasta? Mă rog ca El să coboare prin puterea Duhului Sfânt și El să lucreze. Amin.
sufletul ți-am păstrat, de povară și de păcat, simți condamnare. Atunci când vin clipe grele, atunci când vin încercări, El este Cel ce este lângă noi. Mesia Domnului este aici și vrem să ne bucurăm de prezența Lui. Eu cred că Dumnezeu vrea să ne vorbească și versul acesta spune atât de frumos. Când încercările spre grele și nu știi când se vor sfârși,
mai este doar puțină vreme și Cel ce vine va veni. Eu cred că Domnul vine și frumos este că în seara aceasta ești cu noi la părtășie și vrea să te bucuri de prezența Lui, vrea ca inima să pulseze de bucurie, pentru că cerul se uită la noi în seara aceasta și mă rog ca Dumnezeu să ne atingă. Amin.
poliție, Doamne. Mă rog să ne ajute Dumnezeu să ajungem în veșnicie, pentru că acolo va fi bucurie veșnică. Următoarea cântare spune așa de frumos: Dumnezeu puternic, ce e cu tine pe munte? Dacă suntem în seara aceasta aici, suntem pentru că Domnul a fost cu noi, amin? Amin. Eu cred din toată inima, pentru că n-aș fi ajuns în seara aceasta la dumneavoastră dacă Dumnezeu n-ar fi fost cu mine. Și zilele acestea a fost o perioadă de încercări din toate punctele de vedere. Dacă mă uit la familia mea, la cei dragi, toată lumea este bolnavă. Nu știu cum e aici la dumneavoastră, dar la Oradea este o adevărată epidemie de răceli, toată lumea este bolnavă. Și m-am rugat zilele acestea și am zis: Doamne, sunt așa de multe seri de evanghelizări și dacă Tu nu mă vei ține sănătos, nu voi avea cum să ajung acolo. Dar Dumnezeu s-a îndurat de mine și spuneam soției mele: dacă acasă toți suntem bolnavi, Domnul mi-a dat putere să rămân sănătos ca să pot în seara aceasta să fiu cu dumneavoastră aici și să slăvim pe El, amin? Faptul că ești tu în seara aceasta aici este că Dumnezeu te-a iubit și te-a dat harul să mai auzi încă o dată cuvântul Său. Deci merită să ridici mâinile, să te închizi, să spui: Doamne, îți mulțumesc, deci mâna Ta a fost cu mine. Glorie Lui în veci! Dumnezeu puternic, ce e cu tine pe munte, zi de zi te întărește și nu vei cădea. E cu tine și-n vale, îți alină durerea, cel ce a creat ziua. E Dumnezeu și partea, spune cu toții: mâna Lui cea tare, ce te-a ținut sus pe munte, tot ea te va ține și-n vâile adânci. Yeah.
Slăviți să fie Domnul nostru! Amin!
rugăm și implicit îi dăm, îi oferim totul. Binecuvântat să fie numele Lui. În continuare, frații noștri, Domnul cânta un cupas pe slavă Domnului și Domnul să-i dea har. Următoarea cântare mi-aduce întotdeauna în minte o imagine pe care am trăit-o personal. Momentul acela, și cred că v-am mai spus dumneavoastră aici, momentul acela în care Dumnezeu s-a coborât spre mine și dragostea Lui m-a ridicat. Cântarea spune, El pe tine iar, El pe tine iar, simți atingerea divină, cu un cărbune aprins atinge gura ta și ochii tăi au scutină. Dragul meu, Iisus Hristos în seara aceasta, venind în locul acesta, este Cel ce poate să deschidă ochii tăi spirituale, să-L vezi că este prezent aici și te poți duce din locul acesta mântuit în numele Lui Iisus Hristos. Spun de multe ori lucrul acesta tuturor celor care mă ascultă. Mi-e atât de greu să credem de multe ori și nu suntem sinceri, dar de multe ori avem acest semn de îndoială în sufletul nostru. Parcă ne-e greu să credem că Dumnezeu e aici. Parcă ne-e greu să credem că Iisus e aici. De multe ori te tot gândești și spui, dar cum e Iisus aici? Dacă vrei să-L simți cu adevărat, în momentele acestea de părtășie, poți să-L simți pe Iisus, crede-mă. Dacă este ceva ce te apasă, dacă sunt probleme în viața ta, cheamă pe acest Iisus Hristos, Mântuitorul, și-L poate să ridice poverile tale. Dacă simți că inima ți-e copleșită de necredință, este unul singur Dumnezeu care poate să dea credință în seara aceasta. Lasă-L pe Iisus să lucreze și cântăm noi o cântare, lăsați Duhul Sfânt să lucreze. Iată că în seara aceasta poți să stai la îndemâna Lui și să zici, Doamne, sunt un om neînsemnat, dar eu știu că am valoare în ochii Lui și în seara aceasta Tu vrei să lucrezi cu mine. Eu vreau ca Dumnezeu să lucreze cu mine în seara aceasta. Eu vreau ca Dumnezeu să ne vorbească prin cuvânt și El să fie Cel care să ne modeleze inimile noastre. Pentru că plecând de aici, eu unul vreau să fiu plin de bucurie că m-am întâlnit cu Domnul. Dragul meu, Iisus este locul acesta. Iisus este în seara aceasta și vrea să se umple de fiecare dintre noi, pentru că ne iubește. Glorie Lui veci. E lângă tine iar, e lângă tine iar, îi simți atingerea divină. Atinge gura ta și ochii tăi au scutină. Atinge-ne din nou, Iisus, și cu puterea ta divină Reba.
problemă prea grea să nu rezolve. Tu e furtună prea grea să nu liniștească. Mulțumim că ne-ai luat poverile. Doamne, îți mulțumim pentru că sângele Tău mai curge în seara aceasta. Următoarea cântare o am pe inimă și îmi spunea și fratele Ruben că vrea să o cântăm. Sângele Tău m-a curățit. Ce poate fi mai frumos să știi că în seara aceasta ești mântuit? Ce poate fi mai frumos să știi că ești Fiul al Cerului? Ce poate fi mai frumos decât să știi că din seara aceasta ai siguranța mântuirii cu Iisus Hristos? Iar dacă în inima ta, în momentele acestea, simți că nu ai această siguranță, mă rog ca sângele Lui să curgă, să te ierte de orice păcat și tu să poți să spui ca noi toți suntem mântuiți în numele Lui Iisus Hristos. Îmi doresc ca sângele Lui să ne curățească de orice păcat. Știu că suntem toți păcătoși, dar este unul bun și credincios care ne iartă, este Domnul nostru, care este prezent în seara aceasta, simt prezența aici, simt că El vrea să mă creze, simt că este Cel care dă mântuirea, glorie lui Iisus, aleluia! De aceea, haideți să ne bucurăm în continuare în prezența Lui. Sângele Tău m-a curățit, sângele Tău m-am mântuit, sângele Tău viața mi-a dat. Ai murit ca eu să fiu iertat. Sângele Tău m-a curățit, sângele Tău m-a mântuit. Fiecare dintre noi, Iisus Hristos Domnul este Cel care a văzut.
vrea să vii cu mulțumire înaintea Lui. Să spui, Doamne, sunt aici pentru că sângele Tău m-a curățit. Și vreau, Doamne, să mă închin, să te laud pe Tine. Că Tu ești Mesia, aleluia. Glorie Ție, Doamne. Sângele Tău ne-a curățit. Sângele Tău ne-a mântuit. Psalmilor, Psalmul 51. Cuvântul Domnului este un cuvânt inspirat.
Și din el în seara aceasta ne vom extrage învățătura. Psalmul 51. Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta. După îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele. Spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea și curățește-mă de păcatul meu. Căci îmi cunosc bine fără de legile și păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta. Așa că vei fi drept în hotărârea ta și fără vină în judecată ta. Iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea. Dar tu cer ca adevărul să fie în adâncul inimii, fă dar să pătrundă înțelepciunea înăuntrul meu. Curățește-mă cu isop și voi fi curat. Spală-mă și voi fi mai alb decât zăpada. Fă-mă să aud veselie și bucurie și oasele pe care le-ai zdrobit tu se vor bucura. Întoarce-ți privirea de la păcatele mele. Șterge toate nelegiuirile mele. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule. Pune în mine un duh nou și statornic. Nu lepăda. Nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel Sfânt. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și sprijinește-mă cu un duh de bunăvoință. Atunci voi învăța căile tale pe cei ce le calcă și păcătoșii se vor întoarce la tine, Dumnezeule. Dumnezeul mântuirii mele, izbăvește-mă de vina sângelui vărsat și limba mea va lăuda durarea ta. Doamne, deschide-mi buzele și gura mea va vesti lauda ta. Dacă ai fi voit jertfe, ți-aș fi adus. Dar ție nu-ți plac arderile de tot. Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit. Dumnezeule, tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și mâhnită. În îndurarea ta, varsă-ți binefacerile asupra Sionului și zidește zidurile Ierusalimului. Atunci vei primi jertfe neprihănite, arderi de tot și jertfe întregi. Atunci se vor aduce pe altarul tău viței. Amin. Vă invit să vă reașezați. Binecuvântat să fie Domnul nostru în vecii vecilor. Amin. Un Dumnezeu care zilnic ne poartă povara. Un Dumnezeu care ne însoțește. Un Dumnezeu care în fiecare dimineață ne descoperă Sfânta Scriptură, își înnoiește bunătatea sa față de noi. De ce dați-mi voie să mai spun încă o dată? Binecuvântat să fie Domnul în veci. Amin. Ce Dumnezeu bun avem. Mă uit la dumneavoastră. Mă uit la ceea ce a realizat Domnul în mijlocul dumneavoastră, această clădire pe care Domnul v-a dat harul să o vedeți reconstruită, refăcută, renovată. Fraților, Domnul v-a seamă, v-a dat mare biruință. Slavă Domnului! Și pentru că, iată, încă suntem la început de an 2018. Dați-mi voie să vă fac câteva urări pentru anul care ne stă înainte. Amin. Doamne ajută! Așadar, haideți să procedem la binecuvântări, că astea ne plac. Spunea cuvântul Domnului aici, în versetul 18, în îndurarea ta, varsă-ți binefacerile asupra Sionului și zidește zidurile Ierusalimului. Fraților, zidurile acestea, după cum bine vedeți dumneavoastră, Domnul le-a rezidit, le-a refăcut. De aceea, parafrazând versetul 18, dați-mi voi să spun pentru Betel, să spun așa, Doamne, în îndurarea ta, varsă-ți binefacerile asupra Betelului. Amin. Fraților, fie că anul acesta Domnul să vă binecuvinteze cu binecuvântări pământești și cu binecuvântări duhovnicești. Amin. În ceea ce privește binecuvântările pământești, Domnul să vă dea multă sănătate. Amin. Și dacă la Oradea sunt viroze și gripă și să vă dea Domnul vindecare și vouă și aici la Negrești Oași. Să vă meargă bine, fraților, anul acesta. Din toate punctele de vedere. Gospodăriile dumneavoastră să fie binecuvântate de Domnul. Însă, vreau să trec repede la binecuvântările duhovnicești. Fie ca anul acesta, Domnul să vi se descopere și mai mult. Fie ca anul acesta să vedeți mâna Domnului care vă protejează. Mâna Domnului care toarnă belșug de binecuvântare peste sufletele dumneavoastră. Anul acesta, campania de evangelizare pe care ați făcut-o și seara aceasta marchează încheierea campaniei acesteia, fie ca Domnul să aducă mult rod spre bucuria dumneavoastră și spre gloria dumneavoastră.
numelui Său. Să mergeți din putere în putere și diavolul să n-aibă niciun câștig de la lucrarea aceasta. Amin. Fraților, împreună cu Domnul, înțelegem din cuvântul Său că suntem mai mult decât biruitori. De ce am venit de la Timișoara în ziua de astăzi și tot cu aceeași nădejde mă voi întoarce înapoi la familia mea, la biserică, ce o spuneți cu nădejde că în Domnul suntem mai mult decât biruitori. Vorbeam cu prietenul meu, Paul, pe drum și ne plângeam că trăim în țara în care trăim, că e greu de politica pe care o suportăm, nu avem ce să facem de condiție economică, dar fraților, dincolo de statutul economic pe care țara noastră îl are sau politic, dincolo de starea noastră fizică, știm un lucru, prin Domnul, suntem mai mult decât biruitori. Poate prin câteva reforme de ordin economic vom fi biruitori. Poate prin câteva reforme de ordin politic vom fi biruitori, dar atenție! În Iisus Hristos nu suntem biruitori, ci mai mult decât biruitori. Asta este o lucrare dumnezeiască de care vreau să am parte eu și îmi doresc să aveți parte dumneavoastră. Însă există o condiție specială a omului. Și anume, condiția aceea grea. Condiția aceea în care omul se depărtează de Dumnezeu, îl întristează pe Dumnezeu, păcătuiește. Ori în condiția aceasta, oricărui om îi vine foarte greu să se întoarcă la Dumnezeu după ce a păcătuit. Oricărui om, de oriunde ar fi, de pe orice meridian a globului, oricărui om îi vine foarte greu să se pocăiască după ce a păcătuit. El are argumentele lui și zice, Doamne, nu mai mă întorc la Dumnezeu. Atâtea am făcut, atâtea păcate, dacă mă întorceam în urmă cu o lună, cu un an sau cu 10 ani, mai era, mai era. Dar acum, atâtea păcate am făcut și am auzit oameni care spun, nu cred că Dumnezeu mai mai are, sunt prea multe păcate mele. Și pentru ei este un argument puternic. Alții spun, nu mă întorc la Dumnezeu. Mi este rușine de oameni. Ce vor zice oamenii? Ce va zice anturajul meu? Ce vor zice rudenile mele? Nu mă întorc la Dumnezeu. Alții au indiferență față de chemare, cu toate că aud chemarea, totuși manifestă indiferență și spun, Doamne, pe mine nu mă interesează. Totul este aici și acum, pe pământul acesta, rest nu mă mai interesează și este argument pentru ei. Alții aud blamarea aceasta a adevărului, văd terferirea numelui Dumnezeu peste tot, în mass media, în gura oamenilor și zic, de ce să mă întorc la un astfel de Dumnezeu? Frica schimbării, ce se va întâmpla cu mine? Mândria pentru alții. Eu să mă pocăiesc, eu să mă umilesc, eu să renunț la mine, să mă crucea în fiecare zi și să-L urmez pe Domnul. Este prea mult pentru mine. Pentru alții, argument să nu se întoarcă la Domnul este amânarea. Și spun, este bine să te întorci la Dumnezeu, este de dorit, dar nu astăzi, ci mâine, poimâine, la anul sau... Alții, neputința. Zic, ei nu pot să mă întorc. Pentru alții, plăcerile păcatului. Și spun, am o viață atât de frumoasă. Trăiesc plăcerile acestei lumi la intensitate maximă. Am de toate. De ce m-aș întoarce la Dumnezeu? Dragul meu, de ziua aceasta, ai argumente să nu te întorci la Dumnezeu? Trebuie să-ți spun, nu da la o parte argumentele acestea. Dar mă auzi bine. Pune toate argumentele pentru care tu nu vrei să te întorci la Dumnezeu. Pune-le cu tale. Și în continuare, haideți să fim cinstiți și onești. Haideți pe celălalt taler al balanței să punem alte argumente. Dacă aici ai argumentele pentru care să nu te întorci la Dumnezeu. Haideți în seara aceasta, din cuvântul pe care l-am citit, să ne uităm la argumentele întoarcerii la Dumnezeu. Și la urmă, la finalul predicii, de vei considera cu greutate, cu profunzime și logice argumentele tale pentru a nu te întoarce la Dumnezeu, omul ești liber. Poți să nu o faci. Însă dacă vei vedea din cuvântul lui Dumnezeu că argumentele scripturale, biblice, argumentele lui Dumnezeu sunt mai puternice, mai logice, cu greutate mai mare și vor trage în jos, omule, am să te rog să faci apel la rațiune, să faci apel la bun simț și la ceea ce Domnul îți vorbește în seara aceasta
și de dacă argumentele lui Dumnezeu sunt mai grele, sunt mai puternice, am să te rog să acționezi în consecință. De aceea mesajul în seara aceasta pe care îl voi rosti se intitulează exact așa: argumentele întoarcerii la Dumnezeu. Argumentele întoarcerii la Dumnezeu. Pentru că, dragii mei, avem argumente și avem argumente nu oricum, ci argumente puternice, vom vedea. Psalmul 51 este un psalm al împăratului David. Și sunt convins, uitându-mă aici la copiii dumneavoastră, la tinerii dumneavoastră, sunt convins că încă de mici dumneavoastră ați auzit de David. Așa este. David, David este un nume frumos. Am dreptate că David este un nume frumos. Amin. Mă așteptam ca cei care poartă numele David să reacționeze mai. Dacă v-aș spune, gândiți-vă la trei persoane care poartă numele David. Din anturaj, din biserică, din familie. Vă are mult până v-ați gândit. Din biserică, dintre tine, poate, dintre rudenii. Nu-l ia mult. Pentru că numele David este un nume foarte frumos. Asta este adevărul. Soția mea a fost însărcinată. Ne-am dus la control și zice doctorița, aveți fetiță. M-a lăsat de la genunchi când am auzit treaba asta. Bun, ne-am dus acasă și ne pregătim pentru fetiță. Mare provocare, ce nume îi punem la fetiță? La băieți mai era cum era, dar la fetiță și ne-am gândit și tot ne-am frământat și tot ne-am frământat. N-am ajuns la nici o concluzie. Peste o lună ne-am dus din nou la control și doctorița zice, aveți băiețel. Zic, cum, și băiețel? Nu, zice, s-a schimbat. Acum este hotărât lucru, aveți băiețel. Acum, altă lungă de negociere, ne-am dus acasă, ne gândim la ce nume să punem băiețelului nostru și trebuie să vă spun că vreme îndelungată ne-am gândit nume, îi vom pune numele David. E un nume frumos, un nume extraordinar de frumos. Însă după aceea am mai stat, am mai cântărit-o și i-am pus numele, s-a și născut pe 4 septembrie, băiețelul nostru, i-am pus numele Marc. Domnul să-l binecuvinteze. Și pe părinții lui de asemenea. David este un nume foarte frumos. Când ne gândim la David, ne gândim la acel tânăr, la acel copilaș cu păr bălai care paște oile cu minte, paște cu minte oile tatălui său. Și nu este doar un simplu copilaș care cântă din mandolină sau din fluier, ci când vede venind ursul sau leon, sare din locul în care este, se duce și întoarce ursul pe dos. Smulge înapoi oaia din gura lupului, din gura animalului prădător. Baxeanu este un tânăr curajos, nu-i oricine. Și ne gândim la David, David curajosul. Se duce David și se luptă cu un uriaș. Și spune, vin în numele Domnului. Tu vin la mine cu lucruri omenești. Eu vin în numele Domnului. Și David este biruitor, extraordinar. Și David este războinic, este un războinic viteaz. Și dacă Saul bate miile, David bate zecile lui de mii și se compune un imn pentru el. Și cine este David? Și dacă ajunge rege, ajunge împărat. Și avem psalmi în Cartea Sfântă, în Biblie, compuși, este compozitor. Și cântăm psalmii lui și îi recităm și când ne este mai greu, ne uităm în psalmii lui David și prindem curaj. Și când suntem mai bucuroși, ne uităm în psalmii lui David și dăm laudă lui Dumnezeu. La de nașterea Domnului Iisus Hristos ne uităm în psalmi și vedem pe David, un profet care profețește despre venirea lui Mesia. Atunci când ne bucurăm de învierea lui Iisus Hristos, ne uităm în psalmii lui David și vedem că este profețită învierea lui Iisus Hristos și spune, nu-i așa? Porți, ridicați-vă capetele, dar de ce? Și este acolo o profeție, iată că vine împăratul, El, Iisus Hristos, să nu vine. Și ne bucurăm atât de mult. E bine, dragii mei, pentru că Biblia este o carte onestă. Mi-l prezintă pe David, pe marele David. Și în momentele în care el păcătuiește. Și este o realitate. Noi oamenii poate am încercat să luăm oameni curajoși, viteji, compozitori și să îi fadăm în așa fel, să îi punem într-o anumită postură încât să spunem, Doamne, sunt perfecți. Biblia zice, omul nu este perfect. Uite de care și greșelile lui. Și David păcătuiește. Și David nu păcătuiește ușor. David păcătuiește greu. David comite adulter.
David ucide. David pregătează. David mușamalizează toate lucrurile astea și David este un om care păcătuiește și păcătuiește greu. Și marele David de pe înălțimea tronului său ajunge la un moment dat mușamalizând păcatele sale, ajunge la un moment dat vine profetul și îi spune: David, împărate, cel care a păcătuit ești tu. Și dacă până în momentul acesta știam doar vreo câțiva, e bine, David, în momentul acesta n-am scos afară argații tăi, oamenii care stau pe lângă tine în sala tronului, acolo ne stau toți, ți-am spus, David, în față, tu ai păcătuit înaintea lui Dumnezeu și păcatul împăratului se aude peste tot și toată lumea știe. Și putea David, în continuare, să îl coase la gură pe profet. Putea să trimită o circulară în întreaga sa împărăție și să aducă mușamalizare în continuare, care el nu o face. Știți ce mă uimește la David? Știți ce efectiv mă frapează la David? Că el, marele David, după ce a păcătuit, David are argumente să se întoarcă la Dumnezeu. Asta mă uimește. David, dar fă ceva! David, tu nu mai ești la oi! David, tu ești mare, ești sus pe înălțimea tronului tău. Tu poți să dai un decret. Tu poți să faci un comunicat oficial și să spui: nu este așa. Cuvântul unui profet împotriva cuvântului unui împărat. Însă David nu se folosește de lucrul acesta. De ce? El scrie Psalmul 51. Un psalm în care ne arată care sunt argumentele lui ca să nu rămână în păcat. Care sunt argumentele lui ca să nu rămână departe de Dumnezeu? Care sunt argumentele lui să se întoarcă la Dumnezeu? Și vreau seara aceasta să ne uităm cu atenție în cuvântul Domnului și să vedem care sunt argumentele ca noi să ne întoarcem la Dumnezeu. Primul argument pe care îl aduce David înaintea Domnului și înaintea noastră a tuturora se numește personalitatea lui Dumnezeu. Uitați-vă ce spune David despre Dumnezeu. Versetul 1. Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta, după îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele. Ce face David în versetul acesta? Creionează personalitatea lui Dumnezeu. Și după ce îl păcătuise, după ce el a comis adulter, crimă, mușamalizare, premeditare și așa mai departe, ce știe David despre Dumnezeu? Ceea ce noi de multe ori uităm. David nu știe despre Dumnezeu că este, iertați-mi expresia, dar este o imagine comună în mintea multora. Dumnezeu nu este un bătrân cu barbă, albă, un doiar ca pe asta. Hai, voi ne ajutăm să trec pe partea cealaltă să ne zic. El nu este Dumnezeul acesta, nici un polițai intergalactic care zice: aha, ai ajuns la intersecție, ai făcut atâtea lucruri, te-am prins. Acum să vezi, nu. Uitați-vă ce spune David despre Dumnezeu. Ce personalitate are Dumnezeu înaintea lui. Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta. David îl cunoaște pe Dumnezeu ca un Dumnezeu bun. Și în seara aceasta, la Negrește, Washington, spun în felul următor: Dumnezeu este un Dumnezeu bun. Aleluia! El nu este un Dumnezeu judecător. El nu este un Dumnezeu care să zică: ai păcătuit, așa-i? Am să-ți dau boală, necaz, accident, faliment. Te-am prins la mijloc. Nu. Doamne, Tu ești bun! Omule, Tu care ai venit în seara aceasta aici și poate ai multe păcate lactic și dosarul tău este gros și greu. Trecutul tău este un limbaj de păcat. Ascultă! Argument pentru tine deosebit de greu. Personalitatea lui Dumnezeu este compusă din bunătatea lui Dumnezeu. Uite ce spune cuvântul Domnului despre Domnul Iisus Hristos. Citesc din Luca, de la capitolul 5, versetul 31 și 32. Iisus a luat cuvântul și le-a zis și ne zice și nouă: nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. N-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, dar pe cine am venit să chem la pocăință? Pe cei păcătoși. Cum, Doamne? Nu te-ai întrupat tu, n-ai venit pe pământul acesta pentru ca cei care au păcătuit să fie zdrobiți, nimiciți, să fie plini de cancer, să aibă accidente mortale. Doamne, nu te-ai venit. Domnul zice: nu. Eu am venit ca cei păcătoși
să fie chemați la pocăință. O, ce Dumnezeu bun avem! Glorie lui Iisus Hristos în veci! Evanghelia după Luca, de la capitolul 9, versetul 51 în jos. Se duce Domnul într-o cetate, predică Evanghelia și oamenii nu-L primesc. Ucenicii care erau pe lângă El spun, Doamne, Tu ne-ai dat putere, vrei să vă să se coboare foc din cer și să-i mistuie? Uitați-vă ce spune Evanghelia, versetul 55. Iisus s-a întors spre ei, i-a certat și le-a zis, nu știți de ce Duh sunteți însuflețiți, căci Fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască. Dragul meu, a spus fratele aici la timpul de închinare, simt că Domnul este prezent în mijlocul nostru. Ați simțit și dumneavoastră asta? Glorie Domnului! Dragul meu, dă voie să spun că Iisus nu a venit aici ca să-ți piardă sufletul. Nu a venit urmărindu-te de-a lungul anilor și zice, acum te-am prins la Betel, erai să vezi ce-ți fac. Nu! Domnul spune, bine ai venit la Betel. Am venit aici ca să-ți mântuiesc sufletul. Spune cuvântul Domnului prin Pavel în Roman, capitolul 2, versetul 4. Sau disprețuiești tu bogățiile, bunătății, îngăduinței și îndelungii lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? David știa asta despre Domnul. Știa că Domnul nu este un om cum noi oamenii suntem. Măi, și să nu ne greșească cineva, că ținem noi minte. Să nu ne întristeze pe noi cineva, că lasă că-i venim noi de-aia la momentul potrivit. Cum avem noi vorba aia? Lasă că roata se învârte și ajungi tu la mâna mea. David zice, Dumnezeu nu este așa. Dumnezeu este bun. Spune mai departe cuvântul aici, după îndurarea ta cea mare. Domnul nu are o îndurare mică, ci Domnul are o îndurare mare. Deci că David spune, Doamne, ai milă de mine. Însă cineva mă și gândesc acum, pentru că am citit Psalmul, zice, frate, stai puțin, e bun asta așa cu mila, cu îndurarea, cu bunătatea. Dar dacă ești atent, versetul 4 spune așa, împotriva ta, numai împotriva ta, am păcătuit ce-am făcut, ce este rău înaintea ta. Așa că vei fi cu drept în hotărârea ta și fără vină în judecata ta, frate. În personalitatea lui Dumnezeu este bunătatea Lui, este îndurarea Lui, dar atenție, este și dreptatea lui Dumnezeu. Și eu zic, da, slavă Domnului că Domnul e drept. Pentru că în dreptatea Lui, Domnul știe să se poarte cu noi. Uitați-vă ce spune în Psalmul 25, versetul 8. Psalmul 25, versetul 8. Așteptăm ca să-l și afișăm. Este un text extraordinar. Domnul este bun și drept. De aceea, datorită acestui fapt, pentru că El este bun și pentru că El este drept, de aceea arată El păcătoșilor calea. Datorită dreptății sale, când un om păcătuiește, Dumnezeu nu zice, măi, eu sunt drept, de ce am să te nimicesc? Dumnezeu spune așa, eu sunt Dumnezeu, eu sunt sfânt, eu sunt atot puternic, atot știutor, atot prezent, neschimbat. Și tu ești doar un om. Făcut din pământ, fire păcătoasă, aici sunt eu și aici ești tu. Este drept pentru mine, zice Dumnezeu, ca eu în dreptatea mea, datorită slăbiciunii tale, să-ți mai ofer har de pocăință. Este drept pentru mine. De a fi pe același palier, de a fi pe aceeași treaptă, ar fi drept pentru mine de unul la unul să te judec. De a-și fi un om, de a-și fi în concurență cu tine, ar fi drept pentru mine să zic, ha, îți mai tare decât tine. Tocmai ce ai greșit, așadar am biruit. Însă Domnul spune, drept pentru mine este, datorită sfințenii mele, datorită înălțimii mele, drept este pentru mine să-ți mai acord o șansă. O, glorie Domnului! Și când David spune, Doamne, datorită bunătății tale, datorită îndurării tale și a dreptății tale, el a știut, este drept pentru Dumnezeu să-ți ofere har. Ascultă bine! Niciun șef, rege, împărat, general, zeu sau Dumnezeu în lumea aceasta nu este ca Dumnezeul nostru care să zică, ce-ai făcut tu până în clipa aceasta? Ai făcut cele mai oribile păcate? Mi-ai întors spatele repetate rânduri? E bine?
Știi ce am să fac împotrivă? Știi ce am să fac cu tine? Nu-ți stau împotrivă. Ci, datorită dreptății mele, este drept pentru mine să-ți mai acord o șansă. Spune cuvântul Domnului, textul pe care l-am citit. Vei fi fără vină în judecata ta. Și da, datorită păcatelor noastre, Domnul l-a trimis pe Iisus Hristos, pe Fiul Său, și a murit în locul nostru. Și El a judecat, însă a fost un mare avocat care a ieșit înaintea noastră. Și toate păcatele noastre au fost plătite. Judecata lui Dumnezeu a fost satisfăcută în Iisus Hristos. Și trebuie să proclamă ziua aceasta și să-ți spun un lucru, dragul meu. Pentru păcatele tale mari, multe și grele, Dumnezeu a primit plata. Judecata a fost făcută și nu tu ai plătit, ci a plătit Iisus Hristos în locul tău. Glorie Lui în veci. Asta este argument puternic. Se uită David la Dumnezeu și zice, Doamne, personalitatea ta mă uimește. Este argument pentru mine, Doamne, să mă întorc. Cum să fug de Tine? Doamne, cum să rămân în păcatele mele? Că Tu nu mă aștepți gata să mă bați, gata să mă pedepsești. Aduceți-vă aminte de pilda fiului risipitor. Se duce fiul risipitor, risipește absolut tot. Se întoarce înapoi. Tatăl îl așteaptă cu un toiag în mână, cu un baston în mână. Ridică-mi spine, ai venit acasă. Asta e inima fiului. Asta nu este în Evanghelie. Spune Domnul, Tatăl l-a văzut departe. A alergat înaintea lui, a căzut în grumazul lui, a sărutat mult, a plâns și s-a bucurat. Dragul meu, asta este personalitatea lui Dumnezeu. Este extraordinară. De ce te rog? Pe baza personalității lui Dumnezeu, dragul meu, pune argumentul acesta în celălalt taler și vei vedea cât de greu cântărește. Al doilea argument al lui David se numește puterea lui Dumnezeu. Uite ce spune versetul 2 din textul citit. Spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea și curățește-mă de păcatul meu. Versetul 7 ne mută cu citirea. Curățește-mă cu isop și fără îndoială voi fi curat. Spală-mă, fără îndoială voi fi mai alb decât zăpada. Fă-mă să aud veselie și bucurie și oasele pe care le-ai zdrobit tu se vor bucura. Întoarce-ți privire de la păcatele mele. Șterge câte? Toate nelegiuirile mele. Zidește mine o inimă curată, Dumnezeule. Pune-mi mine un duh nou și statornic. Al doilea argument pentru David este puterea lui Dumnezeu. Nu este suficient ca Dumnezeu să fie bun, că poate ai mai putea spune, Doamne, oameni buni, pe aici, pe acolo, am mai văzut. S-ar putea să-ți fi spus mama ta, băi, îmi pare rău pentru tine, dar în condiția de față nu am ce să fac, nu te pot ajuta. Eu sunt bun, manifest bunătate față de tine, dar nu pot. De atâtea ori, pentru oamenii care sunt bolnavi, doctorii spun, eu am bunătate, am bunăvoință, vreau să te ajut, dar de aici acolo, bisturiul meu, medicamentele mele, tratamentele mele, nu te mai pot ajuta. Ori David știe, argument puternic pentru el, personalitatea lui Dumnezeu cuprinsă din bunătate, din îndurare, dreptate și jertfă. Și pe lângă asta, puterea lui Dumnezeu. Și David spune așa, spală-mă cu desăvârșire, în mod total, perfect, 100%. Vreau să vorbesc un pic cu gospodinele, cu surorile. Dumneavoastră, când mergeți să faceți curățenie generală în casă și vă duceți la magazin să cumpărați licoare din aia ca să speli toaleta, în baie, de care luați? Nu-i așa că luați din ăla care omoară 99,99% din bacterii, nu? Ca vine săpun care ucide 99,99%. E bine, sângele Domnului Iisus Hristos despre care se cânta aici, nu îți iartă 99,99% din păcatele tale. David știe că Dumnezeu este un Dumnezeu puternic și zice, Doamne, spală-mă cu desăvârșire, în mod perfect, complet, total, 100%. Asta este puterea lui Dumnezeu. Nu se duce David la Domnul și spune, Doamne, eu am un pic am multe păcate. Acum ce poți și tu? Hai să vedem dacă putem să mai reparăm, să mai facem ceva. David se duce la Domnul și spune, Doamne, puterea Ta este mare. Doamne, curățește-mă cu isop. Și eu nu pun la îndoială, vin la Domnul, vedem ce va fi.
cu siguranță 100%, dacă vine Domnul în seara aceasta, nu unul, nu două, nu cele mici sau cele mari, toate păcatele tale vor fi iertate și șterse în numele Lui Iisus Hristos. Pentru că numele Lui este putere. Citesc în Noul Testament și văd că numele Lui Iisus Hristos sunt aduși oameni păcătoși. Și Domnul le spune, păcatele sunt iertate. Luca, spre exemplu, la capitolul 7 ne relatează un caz în care este adusă o femeie păcătoasă, atât de păcătoasă, încât întreaga comunitate o știa de păcătoasă. Și Domnul îi spune, păcatele îți sunt iertate. Oamenii se revoltă. Păi cine este de iertat chiar și păcatele? Știi cine este cel ce iartă păcatele? Nu este un om, nu este cineva care are un pic de putere, ci este acela care are putere asupra tuturor păcatelor. Și acum am voie să-ți spun, dragul meu. Și dacă nu-mi dai voie, eu tot trebuie să spun. Hristos Iisus are putere asupra tuturor păcatelor. Cele mai oribile fapte, cele mai cumplite păcate, cele mai groaznice fapte ale noastre, Hristos poate să le ierte. Sunt lucruri pe care nu le putem spune în public, fapte, păcate, gesturi de ale oamenilor, care dacă le spunem în public ne dezumanizează. Lucruri extraordinar de teribile. E bine, despre ele vorbesc în seara aceasta, nu vorbesc despre o trecere pe roșu, un copiat, nu vorbesc despre un furt, ci vorbesc aici despre lucruri grele, extraordinar de grele. Acele lucruri care fac pe oameni să nu mai doarmă noaptea. Acele păcate care nu le mai dau liniște oamenilor, care sunt gata să-și piardă mințile. Omul despre astfel de păcate proclam și spun că Iisus poate să le ierte. O, glorie Domnului! Și dacă aș vorbi despre ceva omenesc, uman, dacă aș fi să promovez aici un produs care știu eu să-l cumpărați dumneavoastră, aș putea să fiu un pic mai decent, să nu mă agit atâta, însă, dragii mei, trebuie să spun în seara aceasta că noi vorbim despre o schimbare radicală în viața noastră și știm despre ce vorbesc. Toate păcatele acestea atrag în viața omului lucruri groaznice, deosebit de grele. Și un păcat deschide ușa altui păcat și alt păcat deschide ușa și mai mare. Și în felul acesta intră în viața omului, în mintea omului, în inima omului, în trupul omului, tot felul de lucruri rele, spurcate, tot felul de duhuri, tot felul de demoni, tot felul de lucrători ai împărăției întunericului. Și ajung oamenii să aibă parte de atacuri demonice. Ajung oamenii să fie influențați și posedați. Însă ascultați bine, în numele Lui Iisus Hristos este o asemenea putere încât chiar duhurile cad în lejde. Există putere în numele Lui Iisus Hristos, o putere care aduce eliberare. Și oameni care nu pot dormi nopți întregi, persoane care văd, simt, aud tot felul de lucruri și nu le mai dau pace, pot găsi eliberare în puterea Lui Dumnezeu. Pentru că spune aici cuvântul Domnului, zidește mine o inimă cum? Curată, Dumnezeule! Ascultă bine! Te este inima ta plină în seara aceasta de tot felul de patim, de spurcăciuni, de influențe din partea celui rău. Hristos poate în seara aceasta să-ți dea o inimă curată, un duh nou și nu orice fel de duh, ci statornic. De ce? Pentru că este putere în numele Lui Iisus. Ce ai crezut? Că nu mai există șansă pentru tine? Ai încercat în toate felurile să te ape. Tu poate ca femeie, ca bărbat, ca tânăr sau ca om în vârstă. Pentru că ai intrat în tot felul de conflicte, în tot felul de conjuncturi. Ai încercat să dormi cu becul aprins noaptea pentru că ți-a fost frică. Ai apelat la oameni, la psihologi, la tot felul de consilieri pentru că n-ai mai găsit puterea să mergi înainte. Ai spus că nu vei mai bea, ai spus că nu vei mai merge la jocurile de noroc, ai spus că nu vei mai curvi, ai spus că nu vei mai face asta, asta sau cealaltă. Și a fost ceva mai presus de puterile tale. N-ai putut să te abții, ci te-ai dus exact acolo. A fost ca o forță care te-a târât. Dragul meu, trebuie să-ți spun în seara aceasta că împotriva oricărei stăpânii, împotriva oricărei puteri, împotriva oricărei dominații din partea celui rău, stă Iisus Hristos Domnul. Și dacă în seara aceasta ești un om aici influențat, atacat, hărțuit de diavolul, omule, vină la Iisus Hristos pentru că El are putere. O glorie lui Iisus!
Au rămas oamenii șocați când au văzut ce putere are Hristos. A fost un om demonizat, cum n-a mai fost altul. O legiune de duhuri era în el. Și ne spune istoria, o legiune era cumplită nu dintr-un, doi, trei, între 4 și 6 mii de oameni. În el era o legiune de duhuri, enorm de mult. Și Domnul are autoritate, nu asupra unui duh, nici a doua, nici a trei, ci a iadului întreg. Hristos a câștigat autoritatea. Toată puterea celui rău îi este supusă. Devin seara asta la Domnul. Despre dai viața Domnului. De îți scrii Psalmul 51 al vieții tale. Puterea lui Dumnezeu se va coborî în viața ta, omule. Inima ta va fi curățită, vei primi un duh nou și statornic. De ce? Asta este argument puternic. Pentru că nu este nimic în lumea aceasta mai puternic decât puterea lui Dumnezeu. Gloria lui în veci. Dragul meu, eu am venit în seara asta cu inima deschisă la dumneavoastră. Îl prețuiesc foarte mult pe Ruben, lucrarea pe care el o face și pe dumneavoastră. Am venit să vă duc un mesaj al speranței, așa cum vă spus în Biblie. Însă cuvântul lui Dumnezeu mă obligă, efectiv mă obligă, să vă spun adevărul până la capăt. Și al treilea argument al lui David, știți cum se numește? Pericolul izolării de Dumnezeu. Versetul 11 spune: nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel Sfânt. David a știut, a cunoscut personalitatea lui Dumnezeu. David a cunoscut puterea lui Dumnezeu. Și David mai știa ceva. David știa că este într-un pericol imens, colosal, groaznic. Pericolul izolării de Dumnezeu. Și trebuie să spun în seara aceasta poate lucruri pe care nu le-ai auzit sau nu le-ai auzit de multă vreme. Sunt lucruri pe care noi oamenii încercăm să ne ascupăm urechea, mai bine să auzim ceva care să ne bine dispună, însă nu lucruri din acestea care sunt dramatice, dar reale și adevărate. Toți aceia care trăiesc într-o stare de păcat, toți aceia care i-au întors spatele lui Dumnezeu, toți aceia care n-au ascultat de porunca lui Dumnezeu, toți aceia sunt într-un pericol imens. Noi spunem, Domnule, suntem într-un pericol să nu ne apuce vreo viroză. Suntem într-un pericol să ne fie tăiate fondurile europene de către Comisia Uniunii Europene. Suntem într-un pericol foarte mare de temirce, inundații, calamități, boli și așa mai departe. Ascultați bine! Cel mai mare pericol la care este expus un om în lumea aceasta este pericolul izolării de Dumnezeu. Asta îl determină pe David să nu amâne. Asta îl determină pe David să nu pună punct. Asta îl determină pe David să se întoarcă la Dumnezeu. Orice. Doamne, orice în lumea asta, însă nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt. O, Doamne, nu lua fața Ta de la mine. Pentru că asta este cel mai groaznic lucru, știai asta? Uite de ce spune Ieremia. Ieremia, citesc capitolul 2, versetul 19, spune în felul următor. Ieremia, capitolul 2, versetul 19. Tu singur te pedepsești cu răutatea ta. Și tu singur te lovești cu necredincioșia ta. Și vei ști și vei vedea ce rău și amar este să părăsești pe Domnul Dumnezeul tău și să n-ai nicio frică de mine, zice Domnul oștirilor. Știi cum este să-L părăsești pe Domnul? Știi cum este să stai departe de Dumnezeu, departe de o relație cu El? Știi cum este? Rău și amar. Aici este răutatea. Aici este lucru amar. Aici este durerea. Că poți să câștigi să ai. Poți să fii, să devii. Însă dacă ești departe de Dumnezeu, ăsta este un lucru rău și amar. Și sublinează, te rog, în Biblia ta, în mintea ta, în inima ta, să stai departe de Dumnezeu, înseamnă un lucru rău și amar. Citesc din Deuteronom, capitolul 28. Ce înseamnă să nu asculți de Domnul? Deuteronom, capitolul 28, versetul 15. Dar dacă nu vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, dacă nu vei păzi și nu vei împlini toate poruncile Lui și toate legile Lui pe care ți le dau astăzi, iată toate blestemele care vor veni peste tine
și de care vei avea parte. Vei fi blestemat în cetate și vei fi blestemat pe câmp. Coșul și postava ta vor fi blestemate. Rodul trupului tău, rodul pământului tău, fătul vacilor tale, fătul oilor tale, toate vor fi blestemate. Vei fi blestemat la venirea ta și vei fi blestemat la plecarea ta. Domnul va trimite împotriva ta blestemul, tulburarea și amenințarea în mijlocul tuturor lucrurilor de care te vei apuca, până vei fi nimicit, până vei pieri curând din pricina răutății tale, care te-a făcut să mă părăsești. Știai lucrul acesta. Trebuie să predic Evanghelia în mod complet și să spun toți oamenii care se depărtează de Dumnezeu, care nu-L ascultă pe Dumnezeu, sunt într-un pericol imens. Pericolul blestemului de a fi departe de Dumnezeu. Te vei duce blestemat. Vei veni blestemat. Blestemată va fi afacerea ta, lucrul mâinilor tale, casa ta. Eu am rostit binecuvântări la început de predică și mă rog să se împlinească, însă, omule, destăluiește în păcat, destăluiește departe de Dumnezeu. Binecuvântarea aceea n-are cum să se lipească de tine. E băgat de seamă cum te zbați. Ai băgat de seamă cât investești, cât nu dormi, cât muncești? Ai văzut cât riști? Ai văzut cum te zbați ca apa de mamă? Și tot nu ajungi. Și tot nu reușești. Și tot odihnă n-ai, și tot pace nu ai. Și parcă ceva te hărțuiește. Pui, dar pui într-un buzunar gol, totul se pierde, totul se strică. Nimicirea te apucă parcă din toate părțile. Omule, asta este condiția omului care stă departe de Dumnezeu. Trebuie să fii conștient de asta. De aceea citesc mai departe și spun judecători, capitolul 10, versetul 13. Dar voi m-ați părăsit și ați slujit altor Dumnezei. De aceea nu vă voi mai izbăvi. Poate și unul din oamenii zilei aceasta care ai nevoie de izbăvire. Ai ajuns să fii ferecat, închis. Ai ajuns să nu mai ai nicio portiță de scăpare. Ai ajuns la loc strâmb și nu știi ce să mai faci. Și spui, am nevoie să fiu izbăvit. De nu te întorci la Domnul, nu va veni izbăvirea. Ascultă bine. Pentru tine, familia ta, trupul tău, viitorul tău, business-ul tău, job-ul tău, pentru afacerea ta, pentru tot ceea ce îți stă înainte, nu vei primi izbăvirea atâta vreme că stai departe de Dumnezeu. Știi de ce? Pentru că Dumnezeu nu binecuvintează păcatul. Pentru că acolo unde este păcat, Dumnezeu nu poate să pună binecuvântare. Nu poate din aceeași vână a izvorului să fie și apă sărată și apă dulce. Nu poate. Deci în seara aceasta îți cer să-i dai în exclusivitate și în mod total inima doar lui Dumnezeu. Ce stă păcat în viața ta, omule? Te-ai depărtat de Dumnezeu? Trăiești în păcat? Atenție! Te supui la un risc enorm. Riscul blestemului. Riscul imposibilității de a fi izbăvit. Te rogi, postești, dăruiești la biserică, vii la evangelizare, mă bucur pentru tine. Însă în seara aceasta, de vrei să fii izbăvit, trebuie să te întorci la Dumnezeu într-un mod real. A venit o persoană la consiliere și spunea, trebuie să ne vedem, sigur că da, când? Mâine seara. În deschis ușa biroului, mă aștepta la ușă, în deschis ușa biroului, m-a prins pe cum, mi-a spus, te rog frumos să-i loc. Cum s-a așezat pe scaun, a început să plângă atâta de tare, am lăsat-o până când s-a liniștit. Și a spus, am nevoie de izbăvire. Izbăvirea este în dreptul tău, dar trebuie să faci ceva. Ceea ce trebuie să faci nu este deloc simplu, nu este deloc ușor, însă este singura ta cale. Ca să ai parte de izbăvire, trebuie să te pocăiești, adică să renunți la viața ta veche și să te întorci la Dumnezeu. De-ți place prescrierea asta și vrei să discutăm în continuare, poți să rămâi pe scaun. Putem discuta punctual. De crezi că ai vreo altă șansă, de crezi că ai vreo altă scăpare, ești liber să te ridici și să ieși pe ușă și să pleci. Însă ține minte, singura ta șansă ca să primești izbăvirea este o pocăință totală. Și persoana aceea a rămas în continuare și a luat decizia toată viața să-și opună la picioarele Domnului Iisus Hristos. Am dat slavă Domnului și am spus, pentru tine,
În mod garantat și 100% există izbăvire. Pentru că izbăvirea este doar în numele Lui Iisus. Dă voi să mai citesc încă un text și cu aceasta voi încheia punctul acesta. Citesc din Isaia, capitolul 5, versetul 24. De aceea, datorită îndepărtării de Dumnezeu, cum mistuie o limbă de foc miricea și cum arde flacăra iarba uscată, tot așa, ca putregaiul le va fi rădăcina lor și floarea li se va risipi în vânt ca țărâna. Căci au nesocotit legea Domnului oștirilor și au disprețuit cuvântul Sfântului lui Israel. Există putregai la rădăcină. Și s-ar putea cineva să spună, hei, predicatorule, mie merge bine, am de toate. Dragul meu, eu nu contest că ai frunze. Nu contest că în pomul vieții tale există flori și bate vântul frumos. Însă, atenție, cuvântul Domnului spune, la rădăcină. Acolo încep problemele. Și rădăcina începe să putrezească. Frunzele rămân. Și noi zicem, ce pom plin de frunze, plin de flori, mai mare dragul să te uiți la el. Și tu spui, frate, eu sunt sănătos, frate, eu n-am nicio problemă, eu n-am niciun stres, eu am de toate, mă bucur pentru tine, însă atenție! Omule, este o chestiune de timp, atâta vreme cât stai în păcat, putregai nu începe de sus de la coroană, ci începe de jos, de la rădăcină. Și cum mătură flacăra, miriștea, așa va fi măturată viața ta. Și am văzut oameni care au de toate, oameni care stau foarte bine și mi-au spus în miez de noapte, vino că nu mai pot. Nu mai am somn, nu mai am liniște, nu mai pot să stau. Ești într-un pericol imens. Pentru că a stat departe de Dumnezeu. Îți spune înainte pericolul izolării de Dumnezeu. Și trebuie să-ți spun în seara aceasta un adevăr cumplit. Și pentru mulți, iadul începe de pe pământ. Pentru că iadul va fi o despărțire veșnică de fața lui Dumnezeu. Și ne sunt relatate câteva situații în care ni se vorbește despre iad ca despre un loc al focului. Un loc în care este un vierme care mănâncă, al neliniștii. Da, așa este. Nu este chin mai mare, înțelegeți asta. Noi ne mirăm de ce s-a întâmplat la colectiv în București și ne doare inima pentru oamenii care au suferit acolo, care au pierit acolo. Ascultă! Mai grav, mai groaznic de atâta este să fii despărțit de Dumnezeu aici, pe pământ, și o veșnicie întreagă. Să nu vezi fața lui Dumnezeu, să nu mai auzi cuvintele lui Dumnezeu, să nu mai ai parte de bunătatea lui, este un lucru cumplit. Și pentru mulți oameni, iadul începe de aici, de pe pământ, și va fi făcut de săvârșit dincolo. Omule, îți dai seama la ce risc te supui, David a știut asta. Și pentru el, pericolul izolării de Dumnezeu a fost un argument atât de puternic. Vreau să te întreb pe tine în seara aceasta. Ce ești dispus să dai ca să te întorci la Dumnezeu? Îți dai seama de pericol? Sunt unii oameni care spun, prefer să trăiesc în pericol. Omule, ești conștient de blestemul care domnește asupra ta? De lipsa de izbăvire, de încarcerare ta, de pericolul în care ești? În ultima instanță, voi vorbi despre al patrulea argument, perspectiva slujirii lui Dumnezeu. Primul argument al lui David a fost personalitatea lui Dumnezeu, al doilea puterea lui Dumnezeu, al treilea pericolul izolării de Dumnezeu și al patrulea perspectiva slujirii lui Dumnezeu. Uite de ce spune David în Psalm, în versetul 13. Atunci, când mă voi întoarce la tine, voi învăța căile tale pe cei ce le calcă și păcătoșii se vor întoarce la tine. Când? Atunci. Există o perspectivă extraordinară. Și David știe că dacă se întoarce la Dumnezeu, el nu va rămâne undeva pe ultima bancă. Atenție! Dumnezeu nu are oameni second hand. Noi avem haine second hand, mașini second hand, electrocasnice second hand. Dumnezeu nu are oameni second hand. Asta este. Ai venit și tu acum, n-avem ce să facem cu tine, stai mai într-o parte. David știe lucrul acesta și este un argument pentru el să se întoarcă la Dumnezeu și spune, Doamne, când eu mă întorc la tine, știu, Doamne, că atunci te voi putea sluji și viața, ce slujire eficientă. Atunci
voi învăța căile tale pe cei ce le calcă și păcătoșii se vor întoarce la tine. Cu alte cuvinte, ceea ce eu voi spune, ceea ce eu voi rosti, va avea impact în inima păcătoșilor. Știți de ce slujirea noastră nu are impact? Pentru că nu ne-am întors la Dumnezeu. Pentru că suntem obișnuiți cu un fel de religiozitate. Pentru că ne obișnuim cu obiceiuri, cu tradiții. Nu contează din ce biserică sau din ce denominațiune. Avem tradițiile noastre, ne ascundem sub ele și zicem, asta este. Nu a avut cuvântul impact datorită împietririi oamenilor. David zice altceva. Când eu mă întorc la tine, Doamne, cuvântul tău are impact în inimile păcătoșilor. Oamenii intră în adunarea lui Dumnezeu și știi ce zic? Aici este prezent Domnul. Aici este o putere care mă cercetează. Aici este o dragoste care mă înconjoară și o putere care mă iartă și mă eliberează. Este puterea lui Dumnezeu la lucru. Ascultă, pentru tine este o perspectivă extraordinară a slujirii. Tu care astăzi poate slujești paharului, slujești afacerilor ilicite, imoralității, dumnezeilor acestei lumi, pentru tine este o perspectivă extraordinară a slujirii lui Dumnezeu. A investit Dumnezeu în tine ceva extraordinar. Calități, abilități, înțelepciuni, putere. Vrea să le șlefuiască și are mai multe să-ți dea. În față ți se deschide o perspectivă a slujirii. Spune cuvântul Domnului aici, Doamne, de-ai fi voit jertfe, ți-aș fi adus. Dar jertfe, fără o inimă zdrobită care se întoarce la tine, sunt fără niciun folos. Versetul 19 zice, atunci vei primi jertfe cum? Nu doar jertfe de animale, ci vei primi jertfe neprihănire. De jertfe neprihănite. O, ce lucrare extraordinară! Și sunt argumentele lui David, pe care ți le pun înainte. Personalitatea lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu, pericolul izolării de Dumnezeu și perspectiva glorioasă a slujirii lui Dumnezeu. O slujire plină de putere în care Dumnezeu se coboară și binecuvintează. Acum eu vreau să te întreb, omule, în fața argumentelor întoarcerii la Dumnezeu, ce argumente au rămas? Vreau să te întreb, personalitatea cui din viața ta este mai puternică decât personalitatea lui Dumnezeu? Personalitatea prietenului, a prietenei, vorbesc celor tineri necăsătoriți, a iubitei, a iubitului, este personalitatea unui amic, a unuia din anturaj, mai puternică decât personalitatea lui Dumnezeu? Este vreo personalitate din orașul acesta, din țara aceasta, de pe pământul acesta, mai puternică decât personalitatea lui Dumnezeu de nu te întorci? Îți este mai frică de soție, de soț? Îți este mai frică de șef, de naș, de nașă, de fii, decât de personalitatea lui Dumnezeu? Te rog, pune în ziua aceasta, în balanță, personalitatea oricui vrei tu și personalitatea lui Dumnezeu, plină de bunătate, de îndurare, de dreptate. Ce cântărește mai greu? Vezi în personalitatea lui Dumnezeu mai multă greutate? În bunătate cu care El te-a înconjurat până acum, este mai multă greutate decât în bunătatea omului? Dragostea cu care Dumnezeu ți-a vorbit, dragostea cu care Dumnezeu te-a înconjurat, harul pe care ți l-a dat, zilele pe care ți le-a dat până acum, oare nu sunt mai grele decât frimiturile pe care ți le-a dat lumea aceasta? Nu este mai greu argumentul acesta decât împotriva oricărui alt argument? Omule, întoarce-te la Dumnezeu, ai argumente. Și tu ai crezut în puterea omenească. Ai crezut poate în puterea banului, ai crezut poate în puterea bisturiului, ai crezut în puterea medicamentelor, ai crezut în puterea societății. Omule, mai puternic decât orice în lumea aceasta, mai presus de orice autoritate, mai presus de orice este în trecutul tău, în prezentul tău sau în viitorul tău, este Iisus Hristos Domnul. Mai presus de orice depresie, mai presus de orice gând de sinucidere, mai presus de orice abuz în copilărie, mai presus de orice stare deplorabilă în care ai ajuns, este Iisus Hristos Domnul. Datorită acestui argument în ziua aceasta, vină la Dumnezeu. Nu mai rămâne în starea în care ești. Spui, frate, eu sunt într-o stare înălțată. Tocmai de aceea. Argumentul pe care ți-l aduce Biblia este mai presus de înălțarea ta. Tu ești un simplu om.
și puterea lui Dumnezeu este desăvârșită. Vino la Dumnezeu! Pericolul izolării de Dumnezeu este cumplit. Știi la ce te expui? Știi în ce stare periculoasă ești ca pe marginea prăpastiei? Oh, omule, atâtea lucruri frumoase te așteaptă. O stare de har, de pace, de liniște, iertare păcatelor tale și mai presus de asta, mai presus de ce face Dumnezeu în inima noastră, vei vedea, vei cunoaște pe Dumnezeu. Lucrul ăsta va umple inima ta. În sfârșit îți vei găsi locul față în față cu Dumnezeu, față în față cu bunătatea Lui, inima ta va fi plină. Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare. Voi mic pentru câteva secunde să închidem ochii. Atenție, nu vreau să manipulez pe nimeni. Însă vreau să-ți spun câteva întrebări din partea lui Dumnezeu. Și vreau ca răspunsurile să ți le dai tu, ție, în inima ta. Iar după ce ne vom ruga. Și am să te rog în numele Domnului, lasă-ți mintea deschisă. Pentru că ceea ce se va întâmpla în continuare va fi cercetarea Duhului Sfânt. Care sunt acele fapte care te-au depărtat de Dumnezeu? Și uite că Duhul lui Dumnezeu ți le sublinează și ți le aduce aminte. Ai făcut cumva lucruri rele, groaznice, care ți-au încărcat conștiința? Ți-ai defilit viața, trupul? Ți-ai distrus prezentul, viitorul, datorită faptelor, gesturilor, gândurilor, vorbelor tale? Ai pierdut tot ce ai avut în păcat? Ești dominat de vicii, de alcool? Nu te poți stăpâni să nu intri la jocuri de noroc? Păcatul imoralității ți-a cuprins viața, nu te mai poți opri? Nu te mai poți opri din furat, din mințit, din blestemat? Dacă ești într-o stare grea, apăsătoare, dacă abuzul a fost în viața ta, dacă ai fost traumatizat și ești departe de Dumnezeu, nu poți dormi nopțile, de ești frământat, de ai intrat în depresie, de nu vezi nicio cale de rezolvare, de ai gândul sinuciderii, de vrei să fugi de acasă, de vrei să pui capăt vieții tale, de vrei să nu mai existi, omule. În seara aceasta Dumnezeu ți-a dat argumente puternice să te întorci la El. Știi de ce? Pentru că în prezența lui Dumnezeu există iertare pentru tine, pentru toate păcatele. Există eliberare pentru tine, pentru toate viciile, pentru toate patimile. Ascultă bine. Orice lanț al diavolului, Iisus îl rupe în seara aceasta, în numele lui Iisus. Însă trebuie să faci ceva. La fel ca David, te invit în seara aceasta. Scrie Psalmul 51 al vieții tale, rugăciunea următoare. David a spus, ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta, după îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele. Deci am să te invit să te rogi. Acesta să fie momentul întoarcerii tale la Dumnezeu. Și n-am să mă rog eu pentru tine, pentru că nu s-a rugat nimeni pentru David. El personal a venit înaintea lui Dumnezeu. Deci, omule, oricine ai fi, eu nu te cunosc, dar te rog. Vină la Dumnezeu și fie că te rogi cu voce tare sau șoptit, fie că te rogi în gând, fie că scapi o lacrimă, fie că începi să plângi în hohote, te rog, vină înaintea lui Dumnezeu, întoarce-te la Dumnezeu, cere-i Domnului să aibă milă de viața ta, roagă pe Domnul să ierte păcatele tale, roagă pe Domnul să-și întindă mâna asupra ta și să te binecuvinteze cu eliberare. Roagă pe Domnul să te ia pe brațele sale, să-ți dea răscumpărare. Haideți cu toți intrăm în rugăciunea aceasta. Te rog, nu renunța. Te rog, nu risipi clipa.
continuu și mă rog, Iisuse Hristoase, care ești aici în mijlocul nostru. Venim cu smerenia înaintea Ta și îți mulțumim, Doamne, că și în această seară, Doamne, de 28 ianuarie 2018, aici în Betel, ai coborât, Doamne. Îți mulțumesc, Doamne, pentru că Tu ești un Dumnezeu bun. Și personalitatea Ta în fiecare zi ne motivează tot mai mult să ne apropiem de Tine, Doamne. Îți mulțumim, Doamne Dumnezeule, că Tu ești bun, Doamne. Și vrem, Doamne Dumnezeule, în fiecare zi să ne apropiem de bunătatea și de îndurarea Ta, Doamne. Vrem, Iisuse Hristoase, în fiecare zi să fim beneficiari ai îndurărilor Tale, ai mile Tale, Doamne. Ai sunt oameni care au nevoie de mila și de îndurarea Ta, Doamne. Știm, Doamne Dumnezeule, că Tu vei trece, Doamne, dincolo de greșelile noastre umane, Doamne. Doamne Dumnezeule, Tu vei trece și vei privi dincolo, Doamne Dumnezeule, dincolo de faptul că noi suntem oameni, Doamne, iar Tu ești Dumnezeu, Doamne. Și mă rog în această seară, pentru cei care au fost prezenți la Betel, Doamne, și au ascultat Evanghelia împărăției Tale, Doamne, o, mă rog ca Duhul Tău să integreze în împărăția Ta, Doamne. Mă rog în seara asta pentru un transfer de suflete, Doamne, din împărăția Întunericului, Doamne, Tu să-i transferi în împărăția dragostei Fiului Tău, binecuvântat, Doamne. Mă rog în seara asta pentru un transfer de păcate, Doamne. O, Doamne, de pe sufletele noastre, Doamne, toate păcatele să cadă la picioarele Tale, Iisuse. Îți mulțumesc, Doamne, pentru prietenii care au încălcat pragul ușei casei Tale în săptămâna aceasta. Sunt atâția oameni care au venit, au auzit Evanghelia, au auzit mesajul pe care Tu le-ai transmis, Doamne, prin mesagerii Tăi, Doamne, mă rog, în toată inima, ca mesajul acesta, Doamne, să rodească în inimile lor, Doamne Dumnezeule, să rodească în fiecare zi, să aducă, Doamne Dumnezeule, rod pentru veșnicie, Doamne. Mă rog, Doamne, dacă seara asta au fost oameni aici care au fost bolnavi, Doamne, și au venit cu dorința să-i vindeci, Tu ești vindecător, Doamne, Tu ești mântuitor, Iisuse, Doamne. Dacă au venit oameni aici, Doamne, cu inima cuprinsă de tristare, Doamne, descurajare, Doamne, te deznădejde, Doamne, Tu ai venit ca să ne aduci pace. O, Doamne, dacă sunt aici întulburate, Duhul Tău să se coboare peste ele, Doamne. Îți mulțumesc pentru frații care au venit, Doamne, din celelalte biserici, care ne-au susținut, Doamne. Îți mulțumesc pentru frații care ne-au venit să ne slujească, Doamne. Mă rog pentru ei ca Tu să-i binecuvântezi, Doamne. Mă rog pentru prieteni, Doamne, ca Tu să-i ajungi să continue, Doamne, în această atmosferă a harului, a îndurării și a bunătății Tale. Și pentru nimic în lume, să nu fie îndepărtați de Tine, Doamne, să nu fie izolați, Doamne, de Tine niciodată. Îți mulțumesc pentru toate lucrurile în numele Domnului Iisus și încredințez, Doamne, Betelul, încredințez casa Ta, prietenii, Doamne, încredințez copiii, orchestra, corul bisericii Tale, conducerea bisericii acesteia în brațul Tău și în mâna Ta, Doamne. Te slăvim și Te onorăm pe Tine, Tată, Iisuse și Duhul Sfinte, și îți mulțumesc că m-ai ascultat, pentru că m-am rugat în numele Fiului Tău, al Domnului nostru Iisus Hristos. În veci de veci. Amin. Amin. Mă rog să vă ocupați locurile. Dragii mei, înainte ca frații noștri Cosmin, Pionul, trupa să cânteze slava Domnului cu cântare și am rugămintea să nu părăsim biserica până nu se termine cântarea, aș vrea să fac câteva anunțuri. În primul rând, Biserica Iisus Lumina Lumii, Biserica Pentecostală din Egrești, din centru, ne invită la 4 seri de evangelizare de joi până duminică. Joi, bine, sâmbătă și duminică, și cine are dorință și pe inimă, chiar din rog și de recomand să merge să vă apropiați și să ne apropiem cu toții de Dumnezeu. Un alt anunț este cu privire la frații noștri. Frații noștri, dacă v-au plăcut cum au cântat, au CD-uri și la ieșire, probabil, ar fi cel mai bine să stea cineva și contra cost, bineînțeles, dacă aveți intrat în posesia unui insidiu sau mai multe, aveți posibilitatea și zic ca Dumnezeu să ne pună pe inimă și acest lucru. De asemenea, dragi prieteni, noi am făcut o campanie de 7 zile de evangelizare, după o perioadă mai lungă de timp care am petrecut-o într-o altă locație și Dumnezeu ne-a dat biruință în lucrarea aceasta de renovare, însă cea mai importantă lucrare este renovarea spirituală și mă rog ca Dumnezeu să o facă în inimile fiecăruia dintre noi. Vă invităm cu mare drag să fiți și la celelalte programe, slujbe din timpul săptămânii, ori de câte ori aveți oportunitatea și nu aveți alte planuri. Marți de la orele 18, noi ne întâlnim la un timp de rugăciune, o oră,
Apoi, joi de la orele 18 la orele 20, ne întâlnim de asemenea un timp de rugăciune, cântare și zidire, edificare spirituală prin Cuvântul Domnului. De asemenea, duminică dimineața, de la orele 9 la orele 12, ne întâlnim în Casa Domnului, avem rugăciune, cântare și zidire spirituală. Și după masa, duminica, de la orele 17 la orele 19. Vreau să mulțumesc în mod personal prietenilor care ați acceptat invitația și în mod deosebit vreau să mulțumesc prietenilor care ați fost în fiecare zi cu noi. Văd aici fețe care ați fost în fiecare zi cu noi. Asta pe mine mă face să înțeleg că ne prețuiți și, bineînțeles, sentimentul este reciproc, vă prețuim, vă purtăm în rugăciune, suntem la dispoziția noastră să vă susținem în continuare familiile în rugăciune și vă așteptăm cu mare drag și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Iar dacă în seara asta simțiți o cercetare specială din partea Domnului, vă rog în numele Domnului, continuați și dezvoltați această cercetare pentru că Dumnezeu are plan să vă mântuiască, noi să fie numele Domnului. Vă așteptăm cu mare drag și cu alte ocazii și vă mulțumim că ați venit, ați răspuns invitației noastre. Mulțumesc fraților din celelalte biserici, din celelalte localități, din zona noastră a Oașului. Dumnezeu să vă binecuvânteze, El să vă poată de grijă în tot anul 2018 și să vă țină pe calea veșniciei până la sfârșitul vieții și zic ca Dumnezeu să ne ajute la toți. De asemenea, aș vrea să mulțumesc echipei de slujire care în seara asta ne-au slujit prin cântare. Dumnezeu să vă binecuvânteze, Cosmin, Domnul să vă poată de grijă, să vă dea putere în continuare. Noi îl susținem pe Cosmin în rugăciune, familia lui, deseori ne rugăm pentru el și casa lui. Dumnezeu să-i dea biruință și să se atingă de soția lui. De asemenea, fratele, să mulțumesc în numele bisericii, în numele fraților, în bisericii prezente, pentru că ai acceptat invitația noastră. Dumnezeu să te binecuvânteze și te mai cităm cu mare drag. Aș vrea acum, frați și surori, dragi prieteni, să ne mai pregătim inima, să mai ascultăm această cântare și, de ce nu, aș vrea să vă invit să o facem în picioare. Ne putem închina mult mai bine în picioare. În timpul acesta ne invit pe fratele Cosmin să pregătească o cântare de mulțumire, pentru că Dumnezeu primește mulțumirile chiar și intonate. De ce nu? Haideți să o facem chiar și în Duh. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Vă doresc multe binecuvântări. Dumnezeu să vă poarte de grijă și să vă țină în brațul Lui totdeauna. Și pentru că Casa Domnului are și cheltuieli, aș vrea tot în această cântare să ne închinăm Domnului și cu darul nostru de bună voie. Dumnezeu să vă răsplătească și să vă binecuvânteze pentru aceasta. Amin.
Binecuvântată și Domnul să vă poată de grijă în toate lucrurile. Amin.